Bună, Bădălin, bine ai venit pe la noi! Bună seara și bine v-am găsit! Completează, te rog, propoziția. Ai umor este? Cea mai șmechere emisiune din univers, din universul Căii Lactee. Ce tare! Descrie, te rog, printr-un singur cuvânt experiența ta de la Ai Umor până acum. Oboseală! Ok. Ai un mesaj pentru juriul Ai Umor? Da. Sper să interacționeze cu personajul pe care l-am făcut eu. Mesajul ar fi... Doamne ajută, ce dracu, ce mesaj să le dau, că ține de ei, na. Foarte tare. Ai vreun jurat preferat? Mihai, bineînțeles. Nici nu se pune problema. E... Foarte tare. Ce mesaj ai pentru viitorii concurenți? Ce le-i transmite? Păi nu știu, se mai ține emisiunea asta? O să mai fie viitorii concurenți? Cât dracu, că e sezonul 11. Noi așa ne-am dorit. Păi în cazul în care mai vin concurenți, sfatul meu ar fi să repete de foarte multe ori numărul acasă, să vină sigur pe ei. Aici oricum o să ia cu emoții, emoțiile de obicei te lasă când intri pe scenă. Deci cel mai mare sfat ar fi totuși să repete și să aibă încredere în ei. Foarte tare. Ce vei face cu marele premiu? Te-ai gândit la asta? Voi ajuta oamenii care m-au ajutat să ajung aici. Voi plăti, bineînțeles, datoriile la bancă și bla 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 ce mai am eu acum. Și voi ajuta și alți creatori de conținut mai mici decât mine să aibă niște bani puși deoparte, la un moment oportun. Dacă ar fi, să fie, da. Ținem pumnii, așa să fie. Să presupunem că poți împărți marele premiu cu un alt concurent. Pe cine alegi pentru asta? Cu Mădălin Ghioc. Obviously. Care este prima persoană pe care o sun după ce câștigi marele premiu? Păi nu știu dacă o să sun pe cineva, probabil o să mă sune ei. Care este comediantul tău străin preferat? Mr. Bean. Că nu vorbește și aia a fost. Mi-a marcat copilăria. Ce tare! Ce faci înainte de culcare? Ce fac înainte de culcare? Mă duc la baie ca să nu mă trezesc pe timp de noapte, că vreau să dorm liniștit. Ce tare! Dacă ar fi o apocalipsă zombie, câte zile supraviețuiești? Păi eu sunt ca gândacul de bucătărie. De obicei, dacă vine o apocalipsă, mai trăiesc vreo săptămână, două, dacă am 50 de lei în buzunar. Ai mințit vreodată pentru o zi liberă? Tot timpul. Care este ultimul mesaj pe care l-ai primit pe telefon? Ultimul mesaj a fost bravo, felicitări, știm că poți și vei câștiga marele premiu. Vrăjeală, asta e vrăjeală. Și nevrăjeală, vrei să rezici sau nu? Bă, nu știu, hai să vedem. Mesaj pe rețele de socializare sau mesaj? Cum vrei tu. Așa, ultimul mesaj vine din partea grupului meu, mafiocii pe Instagram. Zice, sunt la ora de mate, tu la școală, bine. Ce tare! O, băieții!